Republica Moldova este una dintre țările din Europa cu cei mai puțini copaci, așa arată datele prezentate pe o hartă publicată pe Facebook de Amazing Maps. Potrivit legendei hărței, țara noastră ar avea între 0 și 10.000 de copaci pe kilometru pătrat, în comparație cu Suedia, Finlanda și Slovenia, unde pe kilometru pătrat sunt mai puțin de 60.000 de arbori. În lista țărilor cu nivelul de împădurire scăzut se mai poziționează Olanda, Islanda și Danemarca. România înregistrează 20.000-25.000 de copaci pe kilometru pătrat, iar Ucraina una 20 de mii de, mi de pomi